Salutare și bine v-am regăsit la un vlog pe care foarte mulți îl așteptați, pentru că surpriza pe care am încercat să vă o pregătesc a fost divulgată un pic pe Instagram. Însă astăzi este momentul să vă prezint noua mașină și anume noul Audi S5, pe care o să-l vedeți acum pe canal. De acum încolo este noua mașină a canalului, am putea spune. Prima mașină decapotabilă pe care am avut-o eu vreodată. Sunt foarte, foarte fericit, cred că se și vede pe fața mea. Nu vorbim de una 5, nu vorbim de pachete S-Line, vorbim de un S5 de fabrică. Și asta este o diferență de la cer la pământ față de o mașină de serie. Aceste aspecte le vom discuta imediat, dar până una alta vreau să vă spun exact ce mașină am cumpărat. Ce mașină o să vedeți de acum pe canal. Avem un S5 din 2013 cu 82.000 de kilometri. O mașină care este aproape nou-nouță, aș putea spune. Veți vedea imediat și la interior, pentru că se menține într-o stare absolut foarte, foarte bună. Este modelul 30 TFSI de 333 de cai putere. Avem interiorul negru, albastru pe exterior. Elementele crom, cum este la mașinile S de fabrică. Interiorul, după cum vă spuneam, este murdar acum, evident, pentru că este iarnă. Noi filmăm mereu numai pe condiții meteo foarte, foarte proaste, dar mașina este absolut țiplă. Tocmai asta a fost și motivul pentru care am vrut să o iau. Din punct de vedere tehnic este într-o stare foarte, foarte bună și eu deja am pregătit câteva surprize cu ea, pentru că, după cum știți, mie îmi place să modific mereu mașinile și veți vedea de-a lungul timpului toate schimbările prin care va trece această mașinuță. Partea cea mai bună este că, mașina fiind S de fabrică, deja avem foarte multe chestii pe care nu trebuie să le mai schimbăm, cum ar fi pachete exterioare, cum ar fi evacuări duble, cum ar fi difuzoare și așa mai departe. E, bine, totuși difuzorul aș putea să-l pun pe cel striat de RS5. Avem deja în spate grila de RS, cea fagure, acea neagră foarte, foarte agresivă. Nu cred că o să mai punem nici temele. Probabil că le vom monta zilele viitoare. Mai am în plan să fac multe colantări, să fac shadow line, mici upgrade-uri pe la exterior, pentru că nu aș modifica foarte mult mașina asta. Dar cel mai important este că este cabrio, fraților. Uitați-vă puțin ce înseamnă să fie o mașină cabrio. Senzația de la interior este absolut genială când ești decapotat, dar nu pe vremea asta, pentru că sunt 4 grade când filmăm video asta. Cred că se și vede că este zăpadă pe lângă noi. Dar totuși, pentru sacrificiul acestui vlog, vom merge decapotați astăzi. Și stați pe video asta până la final ca să vedeți și un POV, cum se conduce mașina asta și cum trage. Un review mult mai detaliat la mașina asta va apărea zilele viitoare. Acest video este doar de prezentare, nu vom face efectiv o recenzie a acestui S5, pentru că mai am de mers cu el câteva zile pentru a mă obișnui. Eu am cumpărat mașina acum nici măcar o săptămână, cred că sunt 4-5 zile de când am luat-o. Vreau să o pornim și noi și vreau să auziți un pic și cum se aude evacuarea stock. Mașina este absolut stock din punct de vedere al sunetului, pachetului exterior și așa mai departe. Senzația din cabrio, după cum v-am spus, este una absolut superbă. Evident, nu pe 3 grade cum sunt acum, cum s-au transformat, ci pe 20 de grade așa cu soare. Bun, acum o să mergem să dăm o tură cu mașina și să vorbim puțin mai multe de la interior într-un POV, dar până una alta vă las cu un cinematic frumos de prezentare cu acest nou S5. Abia aștept să vină vara și să putem să facem chestia asta la căldură. Știți ce opțiune îmi lipsește la mașina asta? Deși o să vă prezint toate opțiunile pe care le are, pentru că sunt foarte multe. Nu am, nici nu știu dacă există neapărat, dar nu am opțiunea aia cu căldură în ceafă. Că dacă aș avea opțiunea aia cu căldură în ceafă, cred că aș putea să merg decapotat și acum pe 3 grade. Adică la viteza asta, la 20-30 la oră, nu e atât de rău. Ce ne face asta? Ne omoară. La viteza asta, la
nu știu, 20-30 la oră este încă ok, dar dacă începe un pic să bată vântul, s-a terminat șmecheria, înțelegeți? Nu mai e de joacă. E direct răceală, gripă, Doamne ferește, ceva mult mai rău. Noi acum o să ne montăm GoPro-ul și o să vă prezint și performanțele acestei mașini, pentru că surpriza este că deși avem mașina doar de 4 zile, deja avem un stage 1 făcut, pentru că știți că nu pot să mă abțin. Am fost a doua zi după ce am cumpărat mașina direct la Brașov, la prietenul nostru Rareș de la Racing Technics, și am făcut un stage 1, mașina ajungând acum la 400 de cai putere, frate. Și sunt 400 de cai putere livrați pe o tracțiune integrală 4, ceea ce face ca suta la mașina asta să fie aproximativ sub 5 secunde, dar asta vom vedea imediat. Bun, am trecut și la interior, pentru că știu că vouă vă place să vedeți POV-uri cu toate mașinile, să vedeți exact care este feeling-ul de la volan. Am capotat mașina, deși aș vrea să o țin decapotată să auziți cum se aude pe upshift-uri de fabrică, cum dă acele pops-uri. Nu pot să o fac pentru că e mult, mult prea frig. În schimb, acum voi face lucruri pe care voi vreți să-l vedeți din prima cu siguranță. Nu mai rost să stăm să mai pălăvrăgim. Voi vreți să vedeți cum pleacă mașina asta și să vedem cam ce timp ar scoate de la 0 la 99. Evident, pe aici, în Germania, unde suntem acum. Mașina are acum, după cum am spus, 400 de cai în urma unui stage 1. 530-540 de Nm. Mașina, în primul rând, ca să activăm funcția de launch, o punem pe dinamic. După aia punem cutia în sport. Avem modul dinamic selectat. Singurul lucru pe care uitasem să-l fac, uitasem să dezactivez pe jumătate ESP-ul, pentru că cu cauciucurile de vară pe care le avem acum un pic ud pe jos, dacă le dezactivăm complet nu o să putem să plecăm cum trebuie. Așa că hai să vedem, piciorul maxim pe frână. Suta. Nu știu exact ce timp am scos. O să încercăm să punem un cronometru pe care probabil deja voi l-ați văzut pe fundal, dar în orice caz a fost foarte bun launch-ul ăsta, n-a patinat absolut deloc. 4 este extraordinar. Deci nu știu ce să zic, dar 4 este efectiv incomparabil. E incomparabil, nu pierde nici măcar cu aderență scăzută, nici măcar pe uscat n-am simțit că am pierdut vreodată când am încercat să fac un launch control. Ăsta chiar a fost un launch control foarte bun. Mi s-a părut că a schimbat un pic prea devreme, dacă mă întrebați pe mine. Am văzut că a schimbat pe la 5000 și ceva, 6000, adică ar fi putut să mai ducă lejer până în 7000. Probabil că dacă l-aș fi făcut eu pe manual, aș fi schimbat puțin mai sus, dar nu este nicio problemă, nu trebuie neapărat să scoatem cei mai buni timpi acum. Știu sigur că dacă avem cauciucuri de vară pe uscat la o temperatură optimă, după soft ar trebui să scoatem undeva la 4.6 secunde, 4.7, ceva de genul ăsta. De fabrică, mașina știu că are declarat de la producător 5.4. De asemenea, aici vorbim de o mașină cabrio, ceea ce înseamnă că este mult mai grea, cu aproximativ 150 de kg mai grea decât ar fi o mașină normală coupé, un S5 coupé. Dar această mașină nu este ușoară de nicio formă, este o mașină destul de grea, deși pare micuță. Ea are aproximativ 1,9 tone, ceea ce este mult, dacă mă întrebați pe mine, pentru o mașină din gama ei. Toată frumusețea acestei mașini se simte de la 100 la 200, pentru că acest compresor își face treaba mult mai bine în ture înalte, adică acolo la 6000 de ture, mașina efectiv pe autostradă, dacă o calci, se desprinde efectiv de mașinile din stânga și din dreapta ei, este foarte, foarte puternică la viteze mari. Desigur, nu putem să ne bucurăm de chestia asta în România foarte mult, pentru că nu avem unde să prindem viteze de astea și nici nu este legal, nici nu vă sfătuiesc să o faceți, dar putem să ne bucurăm și de aceste plecări super tari de pe loc, pentru că mașina, după cum ați văzut, pe modul de launch control, este puțin altă senzație la condus față de cum este o mașină cu turbo sau cum ar fi un BMW, pentru că BMW-ul, de exemplu, cu tracțiune spate, chiar și cu X-Drive, simți că te împinge mult mai mult de la spate, adică efectiv simți cum pur și simplu vrea să plece din ce în ce mai mult și puterea pare mai mare, mașina fiind puțin mai brutală. Dar
Dacă este să ne uităm pe timp și dacă ar fi să comparăm, această mașină este mai rapidă din punctul meu de vedere decât este o mașină de 350-400 de cai de la BMW, din prisma faptului că avem această tracțiune integrală 4, care are un stil diferit de a trage față de cum este cel de la BMW. Senzația la 4 este mult mai liniară, adică ai impresia că mașina face viteză foarte rapid, dar nu o simți la fel de brutal așa cum o simți la o tracțiune spate, de exemplu de la un AMG sau de la un M. Să vă dau un exemplu. Suntem în treapta a treia, acum suntem în treapta a doua la 70 la oră. Uitați-vă puțin cum crește viteza doar. Despre asta este vorba la acest supercharger de la Audi. Și eu sunt un mare fan al acestui motor. Am mai avut pentru puțin timp pe mână un motor 3.0 TFSI și m-a impresionat foarte, foarte mult. Este un motor extraordinar de potent și foarte ușor modificabil, aș putea spune. Este foarte simplu să-i faci mărire de putere, doar un stage 1, o modificare de rolă și un downpipe o duce undeva la 450 de cai putere pe puțin. În combinație cu tracțiunea integrală 4, după cum am spus, face ca această bestie să rupă asfaltul și atunci când pleci de pe loc, nimeni nu poate să-ți mai stea în cale. Tunel, tunel! Senzația la condus la mașina asta e efectiv rachetă, nu știu, simți că decolează efectiv, simți că pleacă extraordinar de tare la orice viteză ai fi, și de pe loc, și din mers, și de la 100, și de la 200 în sus, mașina simți că trage din ce în ce mai tare. Sunt foarte mulțumit de ea, cred că o să urmeze o perioadă destul de interesantă din punct de vedere al performanțelor, așa că stați cu ochii pe canal și după cum am spus, nu uitați, dați un comentariu cu ce fel de modificări vreți să mai vedeți la mașina asta pe viitor. Ca să concluzionăm acest video din punct de vedere al opțiunilor, să facem o scurtă recapitulare, avem interiorul acesta cu scaunele scoică, ceea ce am înțeles că este o opțiune, există și varianta fără ele, ceea ce mi s-ar părea super, super nasol pentru un S. De asemenea, avem sistem audio Bang & Olufsen, care se aude absolut senzațional, senzațional, mai ales și cu mașina decapotată am observat că tot se aude foarte, foarte bine, tot îți creează acel efect de stereo și oarecum anulează sunetul exterior, ceea ce face ca feeling-ul din mașină să fie unul premium. De asemenea, avem memorii în scaune, avem N-Box-ul nou, adică noul sistem de navigație de la Audi care s-a pus de pe facelift, mașina fiind final de 2013, s-ar putea să fie chiar 2014 în carte, nici nu mai știu că nu m-am uitat foarte bine. De asemenea, avem toate modurile de condus, confort, auto, dinamic, individual, avem încălzire, scaune, opțiune de bun simț, Bluetooth audio, astea n-are rost să le mai spunem. Nu știu exact ce se poate pune pe un S5, dar cred că astea sunt opțiunile cele mai importante. Probabil că puteam să punem și Distronic, pentru mine este absolut inutil Distronic pe mașină de genul acesta. S-ar putea să mai fie 2-3 opțiuni care îmi lipsesc, dar nu mă deranjează. Pentru mine cel mai important este să am opțiunile pe care le-am enumerat, pentru că astea mă ajută să îmi dea o senzație foarte bună la volan și să facă din mașina asta o adevărată bestie pe stradă. Acestea fiind spuse, stați cu ochii pe canal pentru că vor urma mai multe videouri de acest gen cu acest Audi S5. Săptămâna viitoare deja o să mergem să modificăm 2-3 chestii pe care o să le vedeți în următoarele vloguri, iar până una alta, noi acum o să mergem să mâncăm ceva și revenim cu outro-ul. Și cam acesta a fost videoul de astăzi. Asta este noua mașinuță, este o prezentare inițială, o să urmeze mult mai multe videouri și o să discutăm în acele aspecte ale performanței, o să facem un full review pentru că deocamdată dată nu avem destule zile cu mașina asta ca să ne dăm o părere sinceră. Nu uitați neapărat să dați un comentariu cu ce fel de modificări vreți să mai vedeți la aceste S5. Eu v-am spus deja ce am plănuit, ce am și aranjat deja și ce se va modifica zilele următoare, dar dați și voi un comentariu și spuneți ce vreți să vedeți diferit față de ce am menționat deja. De asemenea, nu uitați neapărat să apăsați butonul de subscribe, să aprindeți clopoțelul, să dați un thumbs up la acest video pentru că mă ajută și pe mine foarte, foarte mult. Să-mi dați și un follow pe Instagram Matei Teodoru pentru că acolo postez pentru prima dată toate chestiile și până data viitoare, eu am fost Matei. Și v-am lăsat, vă pup, pa, pa!